Deci, în afară de atenția, concentrarea pe detalii, pe mici mănii, pe multitasking, adică face mai multe chestii în același timp, îți dai seama o femeie pusă la unitasking sau să facă ceva mono sau un singur lucru. E și o carte foarte bună care se cheamă Un singur lucru, dar are altă temă, nu? Așa nu intrăm aici, dar e extraordinară. Gândește-te, ia pe detalii, că vorbeam de ce se plictisesc ele, da? Soții pun singur lucru. Păi nebunește, frate, nebunește. Deci ea, fiind obișnuită să aibă mii de teme în cap, sute de teme, stai seama. Normal că caută nou mereu și sare mintea de la una la alta. Da, și dacă ne atrage în lumea ei cu scopurile astea micuțe și multe și de nu se mai termină, pe noi înnebunim. Este foarte simplu. Foarte simplu. Deci, faptul că au tendința asta spre nou este și din cauza gândurilor enorm de multe, minții împrăștiate, a multitasking-ului și a nevoii de a face mereu ceva. Ceva. Deci, că de-aia spuneau și bătrânii. Aveam eu de ăștia mai mari ca mine, care erau foși, golani, umblaseră cu o grămadă de femei și aveau neveste de-astea. Și ei erau, aveau bani mulți, deci mulți, bani mulți, da? Și pe astea le angajau undeva. Și că, păi cum, am angajat-o, vrei să nebunească? După aia se gândește, nu vreau să zic aici la ce vreau să zică la ce se gândește, dar se înțelege, da? Lasă să muncească, să aibă mintea ocupată. Da, poate că aveau dreptate, nu?